Bună, draga mea urmăritoare! Iată vlog! Vlog în care îți prezint cum am împodobit salonul pentru așteptarea sărbătorilor de Crăciun cu colega mea, Sandra. Iată-ne, am avut o zi superbă, a nins chiar atunci când împodobeam salonul și ne-am făcut o poză afară împreună, cu puțină zăpadă. De atunci recunosc că n-a mai nins până astăzi când înregistrez vocea videoclipului. Dar iată ce frumos ningea atunci, iată, e super, super frumos. Și era foarte interesant, așa, chiar când am început noi să facem bradul și să punem luminițe, a început să ningă, foarte, foarte drăguț. Inițial eram dezamăgită că nu o să se prindă, că nu o să se cunoască, ei, dar ce să vezi, a nins vreo două zile în continuu și chiar s-a cunoscut foarte, foarte tare. Colega mea care ștergea geamul din camera ei ca apoi să lipească niște fulgișori și să pună un brăduleț acolo, luminând frumos. Chiar ne-a spus o clientă care este vecină pe acea stradă cu salonul, ne-a spus că într-o seară se luase curentul de pe stâlpii, de pe stradă, și doar la noi la salon sau într-un dreptul salonului era lumină datorită luminițelor noastre din geam. Și a spus că chiar s-a simțit foarte, foarte fantastic trecând pe stradă și să ajute lumina de la noi. Clienta respectivă fiind o femeie în vârstă, care probabil se referea și la faptul că are nevoie de lumină ca să circule pe stradă noaptea. Iată, aici ne-a ajutat puțin și soțul meu cu scheletul bradului, pentru că altfel nu știu ce ne făceam fără el. Noi ne gândeam să lipim toată beteala și instalația cu bandă scotch, dar în primul și în primul rând nu credeam că o să reziste, nu credeam că o să țină și în al doilea rând cred că umpleam peretele de bandă scotch. Dacă cumva ținea foarte bine, apoi când dădeam jos bradul undeva prin ianuarie, trebuia să luăm toată vopseaua de pe perete ca să luăm banda scotch. Și aici urmează să vedeți tot procedeul cu montarea betelei, o adevărată aventură, pentru că până la urmă am prins respectiva ață în pioneze. Și trebuia colega mea Sandra să țină mereu de pioneze atunci când eu introduc beteala pe sub ața respectivă, să nu cumva să rămânem cu bradul în brațe. Și a trecut deja aproximativ o săptămână de când este făcut bradul de fapt și de fapt în salon. Este făcut în data de 5 decembrie, chiar 4 cred, dacă nu mă înșel, pentru că eu țin mereu morțiș în fiecare an să fac bradul atât acasă cât și la salon înainte de Moș Nicolae, însă acasă nu am reușit și l-am făcut în duminica de după Moș Nicolae. Pentru asta poți să vezi cum am făcut brăduțul acasă pe canalul fetiței mele, canalul de YouTube al fetiței mele, care se numește Baby Dascălu Beatrice. Dacă nu îl găsești, ai link în descriere cu toate locațiile unde putem păstra legătura în privat și acolo găsești și canalul de YouTube al fetiței mele. Dar poți să-l cauți Baby Dascălu și deja îți și dă canalul ei, cu siguranță. Chiar o altă clientă mi-a spus că într-o zi a căutat ceva pe YouTube de Baby și a scris cuvântul Baby și a apărut deja primul la căutări canalul fetiței mele și ea nici n-a apucat să scrie Dascălu sau Beatrice, ci doar Baby. Atât de bine l-am rancat ca să apară în căutări. Este foarte important atunci când ai un canal de YouTube să ranchezi bine setările ca să apară în căutări și deci și prin urmare poți să vezi cum am împodobit brăduțul acasă cu fetița mea de un an jumătate și cu soțul meu. Mai mult noi doi l-am împodobit, ea câteodată mai lua, mai lua globulețele jos, dar nu-i nimic, la urmă avem un produs superb și casa împodobită de sărbătoare. Aici, la salon, a fost cu peripeții mereu Sandra, care ținea de pioneze. Chiar și acum când stă cu mâna pe cap, e stresată să nu-i cadă brăduțul în brațe, să nu cadă pionezele. Aici povesteam o altă pățanie de-a mea cu o fostă colegă din salonul meu, la început, în primul an în care am montat aceste
globulețele, vedeți, deasupra noastră. Îi arătam colegei mele cum m-am ținut de acea colegă, de capul ei, pentru că a trebuit să improvizez. M-am urcat pe vreo 3 scaune ca să ajung la înălțimea tavanului, neavând o scară, și ca să nu cad totuși, pentru că mă urcasem pe scaunul de coafor care se mișcă, știți că se rotește scaunul de coafor, și ca să nu mă învârt mereu și sărit să cad, mă țineam de capul colegei mele și asta arătam Sandrei atunci. Și mai povesteam Sandrei că în primul an, când am pus lumină în geamul de la camera respectivă, în geamul, nu în ușă, ne-am curentat tot eu cu acea colegă, pentru că nu știam că la capătul tubului este curent, la capătul tubului fiind un fel de capac de, de plastic transparent, și eu nu am știut și am pus mâna pe el și să vezi ce ne-a curentat pe amândouă. Și povesteam colegii și ea se distra foarte tare și zic, uite, cu tine de ce să n-am o pățanie, ia să cadă bradul în brațele tale să vezi tu. Și ea era mereu stresată. Până la urmă ne-a venit ajutorul de nădejde, soțul meu. El a montat și steluța în vârful bradului apoi, pentru că noi nu aveam nicio șansă. Și mereu râdeam cu colega mea că într-o bună zi, când vom veni la salon, vom vedea bradul pe jos, dar deocamdată este pe perete, este intact, așa că sperăm să ne prindă ianuarie cu el acolo și să nu avem probleme, să nu cadă. Gata betala, și așa ne plăcea, deja aveam zâmbetul pe buze și spuneam că este perfect. Dar eu sunt așa un pic mai cu mai multe zorzoame, mie îmi place mai plin, mai aglomerat. Sandrei ar fi plăcut chiar și așa să rămână, dar eu doream și instalație și mai multe globuri. Și iată, am montat instalația din partea de jos a bradului cu puțin stres și nu am filmat de frică să nu ne cadă bradul jos și să vedeți voi cum arată, deși este la îndemână ca să șterg acea parte sau să nu o pun în întregul tutorial, în întregul video, dar am preferat totuși să nu filmez etapa asta. Și am montat instalația, apoi începusem să punem globuri și soțul meu nu se mai dădea dus de atmosfera creată în salon, îi plăcea foarte mult și a stat și ne-a ajutat și el. Deci am făcut bradul tot în trei, deși noi suntem doar două colege. El, să presupunem că era ajutorul de nădejde. Apoi ne-am poticnit puțin pentru că am sperat să mai facem rost de o instalație de aceeași nuanță ca și aceasta care deja este montată pe brăduț. Și pentru că ne gândeam că nu o să avem timp sau când mai reușim să-l terminăm, am zis, nu-i nimic, punem alta multicoloră ca să fie mai vesel și să fie așa în ton cu plăcerile mele, care sunt așa un pic mai color, mai pline, mai multă viață. Și atunci am decis să punem pe partea de sus instalație multicoloră, deși era mult mai frumos să fie aceeași nuanță pe tot brăduțul. Dar nu m-am pregătit foarte bine din timp, deși am gândit acest moment din timp, dar totuși nu mi-am și pregătit lucrurile ca să am tot ce trebuie. Acum intrase cineva în salon și ne-am panicat că avem o clientă, dar de fapt nu era o clientă de-a noastră, ci era o clientă de-a fostei colege coafeza noastră din salon. Acum montam instalația în partea de sus și iată, după cum poți vedea, draga mea urmăritoare, este multicoloră. Ei, nicio problemă că acum, după o săptămână, s-au slăbit puțin bateriile de la instalație și nu mai este multicoloră, căci funcționează doar nuanța de verde și de galben de la ea, cea roșie și albastră nu se mai vede, așadar e perfect, nicio problemă, nu mai pare diferit. Este foarte, foarte drăguț. Cel mai drăguț și cel mai drăguț era că ningea, draga mea, urmăritoarea. La tine, Anis, de unde ești, Amu? Acum când mă urmărești, Amu? Cine știe ce înseamnă Amu? Acum când mă urmărești, de unde ești? Cine ești? De cât timp mă urmărești? De cât timp mă cunoști? Ce știi despre mine? Ce mai vrei să vezi pe canalul meu? Ce doresc să-ți arăt în continuare? Stai aproape, mai am câteva tutoriale pregătite, chiar pregătite, aș putea să spun, adică gata de lansare pe canalul de YouTube, dar pe lângă astea aș vrea să știu de la tine ce-ți mai dorești. Ups! M-am distrat și eu puțin, așa, ca să fac pe voi să râdeți. Sper că ați și râs. Bun, și iată, gata brăduțul meu. Aveam un buchet de flori acolo de la cursantele mele din luna noiembrie la sfârșit. Iată și brăduțul din geamul colegei. Instalația pe ușă,
Da, foarte, foarte frumos. Iată ce frumos se vede de afară, cu tot cu fulgi, chiar interesant, da? La numărul 14. 1 mai, numărul 14, în Bistrița Năsăud. Vă aștept la cursurile mele, cu bombonele, cu Moș Crăciun și cu bradul împodobit. Da, mai este un loc liber la cursul din 27, 28, 29, 30 decembrie, așa că te aștept cu drag în privat să primești mai multe detalii și haide! Cupă-l, pentru că în data de 1 ianuarie intri într-o tombolă ce are ca premiu un curs gratuit în valoare de minim 400 de lei în 2020. Te pup, draga mea! Te pup! Grijă de tine! Sper că ți-a plăcut acest vlog în care îți arăt cum fac eu bradul cu colega mea în salonul nostru din Bistrița Năsăud. Te așteptăm la noi, la colindat! Pupici! Grijă de tine și zâmbește cât mai mult! Pupici, 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 dulci, 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 dulci.